În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iisus Hristos, cel de ieri și de astăzi, este același în vecii vecilor. Lăudat să fie Iisus Hristos. Sfințite, Părinte Paroc, sfințile voastre, dragi persoane consacrate, dragi și iubiți credincioși, timpul este darul lui Dumnezeu. Orice clipă, orice an este un semn al prețuirii sale față de noi. Și când Dumnezeu ne oferă un dar, noi trebuie să știm să-l primim, dar mai ales să-i mulțumim pentru acest dar. Iată, în această seară, când se încheie un an civil, noi venim înaintea Lui, îngenunchem înaintea Lui, îi mulțumim Lui care a venit la noi și este mereu același, și atunci, și acum, și aducem laude pentru darul pe care ni l-a făcut în timpul vieții noastre și în acest an. Împreună, așadar, noi cei din catedrala noastră, toți credincioșii din întreaga dieceză și țară, dar și cu cei uniți cu noi prin intermediul internetului, vrem astăzi să-i cântăm: pe Tine, Dumnezeule, Te lăudăm, Ție-ți mulțumim. Pentru a celebra cu vrednicie această jertfă a Sfintei Liturghii, când vom asculta cuvintele Domnului, când vom asculta cuvântul Părintelui Paroc despre starea parochiei noastre într-un chip special, acum să spunem din inimă, cerând iertare pentru toate păcatele: mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernic și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Deus Padre, puternic și veșnic, Tu ai voit ca nașterea Fiului Tău să se afle începutul și desăvârșirea legăturii lui Dumnezeu cu omul. De ne te rugăm harul să facem și noi parte din moștenirea lui Hristos Domnul, căci în El să lăsluiește mântuirea întregii lumi. El care, fiind Dumnezeu, viețuiește și domnește în unire cu Tine și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și cunoașteți cu toții adevărul. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Copii, este ceasul de pe urmă. După cum ați auzit, vine anticrist, iar acum au apărut mulți anticriști. După aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Dintre noi au ieșit, dar nu erau de-ai noștri, pentru că dacă ar fi fost de-ai noștri, ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toți sunt de-ai noștri. Dar voi aveți ungerea de la Cel Sfânt și cunoașteți cu toții. Nu v-am scris pentru că n-ați cunoaște adevărul, ci pentru că îl cunoașteți și pentru că nicio minciună nu este în adevăr. Cuvântul Domnului. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Cântați-i Domnului un cântec nou, cântați-i Domnului toți locuitorii pământului.
Cântați-i Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Să se bucure cerurile și să se veselească pământul, să voiască marea și tot ce cuprinde ea, să se bucure câmpiile și tot ce este pe ele, să tresalte de bucurie toți copacii pădurilor. Să se bucure în fața Domnului care vine, pentru că vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate și popoarele în adevărul său. S-a făcut trup și a locuit între noi. Celor care l-au primit, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Domnule să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, dar a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care, venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă, celor care l-au primit, celor care cred în numele lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr.
Ioan a dat mărturie despre el și a strigat zicând: Acesta este cel despre care v-am spus, cel care vine după mine a fost înaintea mea pentru că era mai înainte de mine. Căci noi toți am primit din plinătatea lui har după har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au fost prin Iisus Hristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui, El l-a revelat. Cuvântul Domnului. Excelențele voastre, cucernici confrați preoți, iubiți credincioși, dragi radioascultători. Ce este timpul? Se întreba Sfântul Augustin în lucrarea sa Confesiuni și continua într-o formă oarecum retorică. Dacă nimeni nu mă întreabă, știu. Iar dacă aș vrea să explic cuiva care mă întreabă, nu știu. Întrebările de genul cum a început universul nostru, ce era pe când timpul nu era, cum a început totul, astfel de întrebări au frământat dintotdeauna filozofii, oamenii de știință, teologii și chiar oamenii mai simpli. Acum, la sfârșit de an calendaristic, cu siguranță ne vin și nouă în minte tot felul de întrebări legate de timp și de trecerea lui. Evanghelia din seara aceasta ne spune într-o formă sintetică, dar și foarte profundă din punct de vedere teologic, că de fapt răspunsul la aceste întrebări îl găsim scris pe fața unui copil care s-a născut acum 2000 de ani la Betleem. Prin acest copil, prin misterul întrupării, Dumnezeu cel veșnic intră în istoria noastră și rămâne cu noi până la sfârșitul lumii. La început era Logosul, era Cuvântul. Toate au luat ființă prin El, și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Este misterul pe care tocmai l-am celebrat și continuăm să-l celebrăm în aceste zile, meditând deseori asupra Lui. De aceea n-aș dori să intru acum într-o analiză a Evangheliei, ci vă invit să ne oprim în această ultimă zi a anului, doar asupra versetului: Noi toți am primit din plinătatea Lui har după har. Pentru că acest verset ne predispune la o atitudine de laudă și de recunoștință față de Domnul. Toți am primit din bunătatea Lui Hristos, în toate zilele anului, fiecare în modul său. Domnul și-a împărțit darurile sale după nevoile fiecăruia dintre noi și am primit har peste har, adică un har era pregătirea pentru un alt har și mai mare. Iată de ce ne-am adunat aici în această seară. Vrem să-i aducem laudă și mulțumire lui Dumnezeu pentru prezența sa providențială în istoria oamenilor și în istoria noastră, în istoria fiecăruia dintre noi. Acum, la sfârșitul acestui an, fiecare dintre noi
ar putea compune un poem al său, un imn de gratitudine către Dumnezeu pentru tot ceea ce a primit de la El în această perioadă. Așadar, se cuvine să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența sa în viața noastră personală, dar și pentru familiile noastre, pentru colegii noștri, pentru prietenii noștri, pentru binefăcătorii noștri, pentru persoanele oneste care în fiecare zi se străduiesc să facă bine în jurul lor. Astăzi, pentru fiecare dintre noi, se închide un alt volum de 365 de pagini sau chiar de 366 în acest an bisect. Este vorba despre un volum scris de noi, de fiecare dintre noi, cu privirea orientată spre Dumnezeu, Cel care dă sens existenței și zilelor noastre. Cu siguranță, în acest volum găsim și pagini în care am fi putut spune ca Petru: Învățătorule, toată noaptea ne-am chinuit, dar nu am prins nimic. Însă la cuvântul tău voi arunca năvoadele. Găsim poate și pagini în care am fi voit să spunem ca psalmistul: Până când, Doamne, mă vei uita cu totul? Până când îți vei întoarce fața de la mine? Dar cu siguranță sunt și pagini în care am fi putut spune cu inima plină de bucurie, ca Petru pe muntele Tabor: Doamne, ce bine ne este aici! E bine că suntem aici! Da, dacă privim cu ochii credinței, trebuie să recunoaștem că am primit atâtea haruri pentru a fi luminați pe drumul nostru zi de zi. Iisus, lumina care luminează orice om care vine în lume, a fost lumina noastră în acest an. Dar trebuie să spunem că cel mai mare dar este El însuși. La sfârșitul acestui an trebuie încă o dată să recunoaștem darul lui Dumnezeu. Dacă tu ai cunoaște darul lui Dumnezeu, îi spunea Iisus femeii din Samaria, și apoi îi spune: Eu sunt cel care îți vorbesc. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne-a dat bucuria de a fi în comuniune cu Tatăl, de a fi uniți cu toți frații noștri și de a ne ajuta reciproc. Cu adevărat, din plinătatea sa, noi toți am primit har peste har. Însă, nu numai la nivel personal avem motive de a fi recunoscători, ci și la nivel comunitar. Aș dori să amintesc doar câteva dintre momentele de har care au însoțit drumul nostru de credință în acest an. În primul rând, vă invit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că, pe lângă atâtea alte binefaceri, ne-a ajutat în acest an, anul jubiliar al milostivirii, să redescoperim, poate mai mult ca oricând, chipul Tatălui milostiv, care nu obosește niciodată să ne propună oferta sa de iertare, de iubire și de pace. Punctul culminant al acestui an poate fi identificat cu zilele de misiuni populare pe care noi le-am avut în postul mare. Cred că foarte mulți dintre noi au simțit îmbrățișarea spirituală a Tatălui care îi aștepta, așa cum Tatăl din parabolă îl aștepta pe fiul risipitor să se întoarcă. Foarte mulți au simțit ce înseamnă sărbătoarea pe care El a făcut-o în sufletul fiecăruia dintre cei care s-au întors în casa, în familia sa. Apoi mulțumim episcopilor noștri, Petru și Aurel, care pe lângă privilegiul pe care ni l-au făcut de a deschide și aici la Iași o poartă sfântă, au fost deseori prezenți în mijlocul nostru la diferite celebrări și prin nenumărate inițiative la care am avut posibilitatea de a participa și noi. Sentimente de recunoștință avem și pentru cele 5 congregații care își desfășoară misiunea pe teritoriul parohiei noastre și care colaborează cu noi în atâtea forme și împrejurări, mai ales surorile de la parohie și de la catedrală.
În mod deosebit vă invit, iubiți credincioși, să-i aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru comunitatea noastră parohială, care în fiecare an arată că este o comunitate vie, dinamică, o comunitate care, în ciuda tuturor limitelor și problemelor care apar, se străduiește să crească tot mai frumos în credință, prin ascultarea și meditarea cuvântului lui Dumnezeu, prin faptele de caritate creștină și prin bogăția și frumusețea celebrărilor liturgice. În acest sens, un gând special de mulțumire avem pentru Părintele Ciprian, pentru domnul Maximilian și domnul Octav și pentru cele trei coruri ale noastre de care ei se ocupă. Fiecare cu posibilitățile și capacitățile specifice, dar mai ales printr-o muncă intensă de pregătire, ne ajută să ne înălțăm atât de frumos inimile și mintea spre Dumnezeu. Mulțumiri speciale aducem grupurilor și asociațiilor de tineri, animatori și familii care au luat parte la diferite inițiative cu caracter pastoral, social și caritativ. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru belșugul de har pe care l-a revărsat asupra comunității noastre prin intermediul rugăciunilor, în special din capela de adorație, prin intermediul sacramentelor și al sacramentaliilor. Faptul că avem de-a face cu o comunitate vie și dinamică o dovedesc și cifrele. Cei 58 de copii care au fost botezați, cei 57 care au primit pentru prima dată Sfânta Împărtășanie și cei 84 care au primit sacramentul mirului în catedrala noastră în acest an sunt o dovadă a faptului că familiile noastre doresc să introducă pe copiii lor într-o comuniune strânsă cu cele trei persoane ale Sfintei Treimi prin cele trei sacramente ale inițierii creștine. Le mulțumim acestor familii pentru că au răspuns chemării lui Dumnezeu și au colaborat cu harul Său. La fel, îi felicităm din nou și le mulțumim acelor tineri care au înțeles că iubirea adevărată nu poate fi decât aceea care este binecuvântată de Dumnezeu. În fața altarului din catedrală au fost celebrate 81 de căsătorii. Desigur, în comunitate nu au lipsit nici momentele de suferință. Mă gândesc la bolnavii noștri, care pun suferința lor în potirul ce se înalță ca ofertă adusă Domnului, pentru ca El să transforme orice lacrimă într-un izvor de binecuvântare pentru comunitatea noastră. În sfârșit, amintirea și rugăciunea noastră se îndreaptă și spre cele 30 de persoane pe care Domnul le-a chemat în casa Sa, în casa cerească, și spre familiile lor care au trecut prin aceste momente de încercare. Împreună cu cei patru părinți de la parohie, Părintele Pavel, Părintele Cristian, Părintele Eugen și Părintele Ciprian, cărora le mulțumesc și pe această cale pentru colaborare și înțelegere, adresăm un gând de mulțumire și celorlalți preoți, în special Părintelui Ieronim Budulai, care în fiecare duminică și sărbătoare așteaptă la scaunul de spovadă pe toți cei care vor să se împace cu Dumnezeu. Mulțumim și celorlalte persoane care sunt alături de noi în misiunea de slujire a comunității. Desigur, nu-i uităm nici pe cei din Consiliul Pastoral Parohial și pe feciorii de biserică. Domnul să vă adauge tuturor eforturile și sacrificiile în Cartea Vieții. Cu siguranță că își găsesc loc aici și scuzele noastre pentru momentele în care nu am corespuns cum trebuia și nu v-am ajutat în maniera cea mai constructivă. Vă invit, iubiți credincioși, să încheiem și acest an și să-l începem pe cel care vine sub privirea Mariei, protectoarea comunității noastre. Ea, ca mamă iubitoare, să ne călăuzească în drumul nostru, să ne ocrotească și să ne păzească de orice rău. Amin.
Din cele voastre, dragi iubiți credincioși, dragi radioascultători, am ajuns la sfârșitul acestui an. Vom încheia cu gândul mereu la Dumnezeu, dar într-un chip deosebit, cu celebrarea acestei Sfinte Liturghii. Le mulțumim lui Dumnezeu începutul și sfârșitul, Stăpânul timpului și al veșniciei, Dătătorul tuturor darurilor. Și să-L implorăm în această seară împreună pentru întreaga biserică, pentru Sfântul Părinte Papa, episcop, preoți, misionari, pentru lumea întreagă și pentru orașul și comunitatea noastră, spunând: Doamne, Stăpânul vieții și al istoriei, revarsă asupra noastră roadele răscumpărării și rămâi mereu cu noi în Sfânta Euharistie. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește-ne pașii în sănătate și pace ca să împlinim voința Ta. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne și în acest an putere de muncă și ferește-ne de orice rău sufletesc și trupesc. Te rugăm, ascultă-ne! Prin întruparea Fiului Tău, dăruiește-i bisericii puterea de a se reînnoi neîncetat. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-le tuturor popoarelor harul să trăiască în bună înțelegere și să se poată dezvolta în dreptate și pace. Te rugăm, ascultă-ne! Iartă-ne toate greșelile săvârșite în acest an și dă-ne harul ca în anul ce vine să te slujim cu mai multă generozitate. Te rugăm, ascultă-ne! Primește infericirea fără de sfârșit pe toți aceia care în acest an i-ai chemat la Tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule atotputernic și veșnic, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, Regina Cerului și a Pământului, ocrotitoarea noastră, dă-ne, te rugăm, lumină și putere, pentru ca în anul care începe să ne reînnoim cu adevărat viața și să trăim mai aproape de Tine. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Oh,
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Dumnezeul izvorul adevăratei evlavii și al păcii, de ne te rugăm harul să aducem prin această jertfă cinstea cuvenită maestății tale și prin participarea la sfintele taine să fim tot mai uniți în credință și iubire prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Cu adevărat vrednic și trebuie de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu prin misterul întrupării cuvântului ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii tale, pentru că în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați la El dragostea celor nevăzute. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale zicând cu bucurie. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curat.
De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți în acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi împrinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi. Mai întâi cu prea fericită Fecioară născătoare din Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care i-ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Să ne rugăm așa cum ne-a învățat Domnul nostru Iisus Hristos și să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră
cea de toate zilele. Dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pace în zilele noastre, pentru că ajută-ți de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Dumnezeu, iată-L pe acela care e asupra sa păcatele omenii. Rămâi cu noi, Doamne Iisuse, rămâi mereu cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intri, dar spune numai o cuvânt și se va da.